Stimabililor, bine v-am găsit la penultimul episod al serialului Clanul, în sezonul al treilea, care probabil va fi ultimul sezon al acestui serial, dar vom afla asta săptămâna viitoare, când discutăm și despre episodul numărul 13. E bine, în episodul numărul 12 se vor întâmpla multe chestii interesante. După cum vă spuneam și data trecută, la episodul numărul 11, iată cum acțiunea o ia razna. Ia o întorsătură cum nu ne-am fi așteptat. Măcelarul, pe finalul episodului anterior, reușește... Mulțumesc că mă împuști. Vedeți, tătuțuie pe aici. Reușește să evadeze din închisoare. Prin intermediul unui paznic corupt și cu ajutorul lui Sergiu, care a venit să-l scape de acolo. Însă pe drum, spre ieșire din poliție, s-au întâlnit cu Patricia și cu Silviu, doi oameni din brigada lui Costoiu. În prima fază, nu i-au recunoscut pe tâlhari, pentru că era mascat Sergiu și tătuțul era, parcă și el avea ceva pe cap. Dar și-a dat seama după aceea fata, că acela e măcelarul și că ăilalți sunt oamenii lui. Și a strigat după ei să se oprească. Sau altfel trage. Bineînțeles că nu s-a oprit și măcelarul a fost nevoit să-i zică lui Sergiu să tragă el. Sergiu trage și o împușcă pe Patrice. De asemenea și Silviu se duce acolo și încearcă să îl împuște pe Sergiu, însă va exista o încăierare între cei doi, în urma căreia Silviu va fi rănit destul de grav și va fi transportat și el la spital. Însă pentru Patricia nu se va mai putea face nimic, va fi declarată decedată. Măcelarul a reușit să scape împreună cu Sergiu. Și vor pune la cale un plan. Măcelarul vrea să se răzbune pe nevasta lui, adică pe Magda, pe Obuz și pe Pelicanul. Însă Sergiu sfătuiește că acum, fiind evadat, ar fi o idee bună să iasă din țară. Tătuțul nu este însă foarte mulțumit de ceea ce îi transmite Sergiu. Astfel încât el nu vrea să iasă din țară. Și spune lui Sergiu că de când s-a făcut el șef mai mare decât el? E de tătuțul Sergiu ucenicul. Așa trebuie să și rămână gradul. Iată cum tătuțul îl pune pe Sergiu să sune pe Magda. Și va face acest lucru Sergiu pentru că nu va vrea să-l supere pe măcelarul. Eu sunt tare curios să văd dacă măcelarul chiar i-a dat casa și mașina și banii acelui om din pază de la Costoiu care a fost mituit să-l lase să scape. Chiar sunt curios de chestia asta, dar nu știu dacă vom afla în aceste ultime episoade. Bun. Pune mâna pe telefon Sergiu și o sună pe Magda. Și îi spune că i-a luat capul lui Obuz și că pe Sofia Tobă o are la el legată. Magda era cu Florinel, care se aude pe fundal. Și tătuțul este într-un impact emoțional. Pentru că el vrea, dacă va fi să iasă din țară, cum i-a propus Sergiu, vrea să iasă împreună cu Florinel. Nu să stea copilul într-o țară și el în altă țară. Ăsta e singurul motiv pentru care nu a omorât-o pe Magda. Ca să o mai vadă Florinel. Acum că a văzut-o, poate să o lichideze și el să ia copilul. Bun. Magda e foarte speriată. Și spune lui Florinel să iasă din piscină că trebuie să plece.
Rinel și el, la fel de speriat, o întreabă de ce. Iarăși îl vor lua gaburii? Nu, dar trebuie să meargă cu ea. Magda pune mâna pe telefon, după ce a închis apelul cu Sergiu, și o sună pe Sofia Tobă. Și spune că Sergiu vrea să o omoare, că este pus de măcelarul să facă asta. Iar Sofia Tobă îi spune să vină la ea. Ajuns acolo, Sofia o întreabă cine i l-a dus pe Florinel. Magda nu vrea să spună că Pelicanul și îi transmite exact cum le-a spus și polițiștilor, că l-a găsit pe Florinel căzut pe asfalt, a fost găsit de fapt de oamenii ei. Și a fost adus acolo de cineva, dar nu știe exact de cine. Când de fapt, adevărul era că Pelicanul i-l-a adus direct în dormitor Magdei pe Florinel. Dar nu vrea să spun asta la nimeni. De ce? Vom afla probabil în acest serial. Acum pe finalul lui. Bun. Atunci, Sofia o întreabă ce s-a întâmplat pe Magda și îi spune de apelul cu Sergiu și de faptul că Sergiu i-a spus să se întâlnească într-un loc pentru a primi mai multe indicații. Sofia îi cere locul respectiv, adică locația, să se ducă ea la întâlnirea cu Sergiu și chiar sunt curios dacă Magda va accepta acest lucru. Asta rămâne de aflat în partea a doua a acestei emisiuni. Bun. Păi, acum că știm aceste detalii și că Florinel este bine, că este tratat regește de Sofia Tobă, putem să trecem la alte personaje și ceea ce se întâmplă în acest episod 12. Atunci, hai să ne mutăm din nou la poliție, pentru că acolo se întâmplă scene extraordinare cu Tudor Achim. Tudor a ajuns în celulă, acolo, cum se zice, între ghilimele de rigoare, la interviu, unde l-așteaptă chestorul. Bineînțeles că Tudor a fost dus acolo de gardien, fiind considerat omul care i-a rănit pe ceilalți doi și a reușit să le libereze pe măcelară. Dar logic că nu a fost așa. Și Tudor îi va cere socoteală chestorului general. Îi va spune că el a încercat să ia legătura cu el și cu Costoiu, pentru că aveau camere de supraveghere infiltrate acolo în celulă cu măcelarul, pentru a vedea tot ce se întâmplă, pas cu pas. Și de ce nimeni nu l-a ascultat? Citez. Idioților. Am încheiat citatul. Asta spune Tudor pe finalul episodului anterior, observând că măcelarul a evadat. Îi povestește, bineînțeles, totul chestorului, că el a observat ceva ciudat la măcelarul, a observat ceva ciudat și în comportamentul paznicului, că l-a lovit pe paznic, după care acesta, în loc să-i anunțe pe chestor și pe Costoiu, a anunțat brigada, adică gardienii, care au venit și au aplicat o corecție. Da, de aceea era și bătut, pentru că Sebastian, chestorul general, îl întreabă de ce este bătut. Și i-a explicat Tudor exact. După care Tudor îi transmite că el a simțit ceva. Pentru că măcelarul a fost dus de 2 ori la baie, la duș, cum s-a și exprimat Tudor. Și normal că ceva era ciudat acolo. În schimb, el, după ce a fost bătut, a vrut să fie dus la duș de către paznic. El a refuzat, însă nu a putut
să facă nimic. Știa faptul că după ce va fi el dus aduși, măcelarul va evada. Și așa a și fost. Când s-a întors de la duș, măcelarul dispăruse. Și doi paznici, gardieni, erau răniți. Și spune chestorului, dacă au pățit ceva, tu răspunzi de asta și mă voi ocupa eu să fii închis pentru cele întâmplate. Și la fel și Costoiu. Pentru că Sebastian îi transmite că Patricia, nu cei doi gardieni, ci Patricia, e moartă. Aflând asta, Tudor îl izbește pe Chestor, îl ridică de pe scaun și încearcă să-i aplice o corecție. Însă, intervine Costoiu venind și el acolo la auditoriu. Se ceartă Tudor cu cei doi, însă nu are ce să facă. Află că Patricia este moartă și că Silviu este rănit grav. De asemenea și Costoiu îl ceartă pe Sebastian, că de când a venit el, s-a cam ales praful de tot. Oameni din brigada lui sunt vai de ei, Tudor este și el rănit, Silviu la spital, Patricia moartă și Mișu arestat la domiciliu. Chestorul îi spune că îl va aduce pe Mișu și pe jurnalist, dar se oprește, nu spune exact tot cuvântul. Pentru că nu vrea să afle Costoiu de ceea ce a făcut el. Și că are un jurnalist arestat. La domiciliu de Mișu. Bineînțeles că cei doi gândesc un plan de a-l scoate din ecuație și pe Tudor, pentru că în momentul de față, măcelarul fiind evadat, Tudor, dacă evadează și el, ar cam da de bănuit cum a scăpat și el din arest, dacă nu era deja gândită chestia asta de către Tătuțu. Astfel încât ei propun să-l scoată din țară. Tudor refuză, pentru că îl vrea pe măcelarul închis și pe ei pedepsiți pentru tot ce s-a întâmplat. Atunci ei propun să-l dea drept mort în închisoare și să îl facă din nou omul lor, dar din umbră, adică un fel de fantomă, să le spună tot ce se întâmplă pas cu pas cu măcelarul. Tudor, în prima fază, refuză pentru că se gândește la mama lui. Costoiu îi transmite că ar fi bine atunci să vorbească și cu doamna Luminița și să-i transmită tot ce s-a întâmplat, ca să știe femeia că el de fapt nu este mort, dar va fi declarat mort pentru a putea fi fantomă la măcelarul. Chestorul nu este satisfăcut de ceea ce spune Costoiu, însă nu are ce face pentru că știe că el este vinovat și poate chiar și ministerul să pice din cauza celor întâmplate. Cam astea sunt fazele cu Tudor din prima parte, adică din prima jumătate de oră a episodului 12. De asemenea, se mai întâmplă ceva interesant. Doamna Luminița, v-am zis că și-a vândut până la urmă locația, și-a vândut autoservirea, în schimb a 10.000 de euro, și a cumpărat un nou spațiu, unde se va duce, împreună cu Iancu și Ilinca, să vadă exact ce este pe acolo și să înceapă să-și care din lucruri. Însă, Ilinca îi transmite lui Iancu ar fi o idee bună să meargă doar ei cu mașina sa, să ia din lucruri și să o lase astfel pe tante Luminița acolo singură până când se vor întoarce. Însă, Ilinca are un alt fel de plan cu Iancu și anume să meargă să relibereze pe Strâmbea. Vor reuși cei doi? Nu vor reuși pentru că, v-am zis, Chestorul vrea să îl aducă pe Strâmbea și pe Mișu la poliție. Cine va fi mai rapid? Cine va ajunge primul acasă la Mișu și la Strâmbea? Asta rămâne de aflat în partea a doua a acestui episod.
Ne lungim destul de mult, însă vă povestesc pas cu pas de data aceasta ce se întâmplă în episodul 12. Bun. Haideți să mergem mai departe. Ei bine, dragilor. Se mai întâmplă ceva interesant tot în această prima parte. Ciomag vine la spital unde a fost transportat și Silviu acolo, însă el nu are nicio treabă cu Silviu. El are treabă cu Vera, care era internată la spital. Vera era păzită de multă poliție și de doctor, care a încercat să vorbească cu ea după ce a observat că s-a trezit. Ciomag reușește să intre acolo la spital după ce a bătut doi paznici, le-a luat hainele, s-a îmbrăcat în polițist și astfel reușește să intre în instituție. Reușește după aceea să-i păcălească și pe alți doi paznici de acolo, de la cabinetul unde era ținută Vera, și astfel rămâne doar el singur care păzește cabinetul. Va intra în cabinet și va reuși să-l păcălească și pe doctor, astfel încât îi va aplica o corecție, îi va lua halatul și după aceea o va pune pe Vera în scaunul cu rotile și va reuși să iasă cu aceasta din spital. Ce plan are Ciomag cu Vera nu se știe momentan, pentru că Vera tocmai ce primise niște vitamine sau primise ceva astfel încât să mai doarmă puțin. Deci nu știa ce se întâmplă exact. Ce se va întâmpla în continuare rămâne de văzut. Deci, haideți să dăm legătura ușor la partea a doua, când vedem ce se mai întâmplă și cu Pelicanul și Iurică, care au morcovul înfipt destul de mult. Și le e frică. Și de Tătuțu și de Sofia Topă. Vedem ce se întâmplă. Chiar acum, în partea a doua. Până atunci, nu uitați să lași și voi un like, că săptămâna viitoare avem ultimul episod din clanul și povestirile acesteia. După cum vă spuneam și puțin mai devreme, trebuie să vorbim și despre Pelicanul și Iurică. Vor face și parte dintr-o scenă în cadrul episodului 12, și anume se vor duce acasă la obus. Și nu se vor duce așa oricum acolo acasă la obus. Se vor duce pentru a lichida. Însă, în timp ce ei se sfătuiau care să intre în curte, care are mai mult curaj să treacă de câinii care păzesc curtea lui obus, se apropie o mașină de casa acestuia. În mașină se află Sofia Tobo, care va face o vizită lui obus pentru a vedea ce mai face. Cum se mai simte. Cum să se simtă un om orb, vă dați seama. Normal. Stătea și aștepta să își recapete vederea. Și îi spune lui obus că îl are pe Sergiu la degetul mic. În seara asta îl poate lichida pe el, având în vedere că măcelarul este închis. Sergiu este o pradă ușoară. Mai ales că Magda i-a oferit informația unde se află Sergiu și el, adică obus, i-ar putea da niște oameni. Pentru a-i fi mai ușor acolo să-l lichideze pe Sergiu. Obuz acceptă acest lucru, însă sora lui, Ileana, spune că vrea să meargă și ea, dacă e vorba de lichidarea lui Sergiu, pentru că și-a bătut joc de ea. Auzind aceste cuvinte, obuz, îi transmite Sofiei Tobă să ia toți oamenii cu ea și sora lui să-l lichideze pe Sergiu. Sora lui să-i pună pistolul la tâmplă lui Sergiu și să tragă. Zis și făcut, Sofia Topă va pleca,
la locul indicat de Magda, împreună cu sora lui Obus și cu argații săi. Însă, de la distanță erau priviți de către Pelicanu și Iulica. Pelicanul abia așteptat să plece Sofia Tobă de acolo și auzind ceea ce s-a discutat, îi spune lui Iulica că oricine ar muri din conflictul Sofiei Tobă cu măcelarul este foarte bine, pentru că vor scăpa de un dușman de al Peliclanului. Ei acum trebuie doar să-l rezolve pe Obus. Vor reuși să intre în casa lui Obus, care era păzită doar de un singur om, considerat omul de bază al lui Obus. Probabil l-au lichidat sau l-au evitat, asta nu știu exact, pentru că nu s-a dat în episod. Vor ajunge la Obus, Pelicanul va vrea să îl elimine pe Obus, însă în loc să-i dea cu bâta în cap, Obus, fiind la biliard, la un meci de biliard, îl prinde pe Pelicanul și îl pune bâta sub gât pentru a-l sufoca. Însă salvarea Peliclanului vine din partea lui Iulica, care îi dă cu ceva în cap lui Obus. Cu niște trofee pe care le avea Obus acolo, că el era un boxor adevărat. Și astfel, Pelicanul scapă, Peliclanul va triumfa după o primă victimă în sfârșit realizată. După ce ei au crezut că l-au omorât pe Obus prin explozie. Însă nu reușiseră. Acum, dându-i cu asta în cap, Iulica devine campion și scapă de Obus. Doar atât aflăm de Periclan în acest episod. Și acum ne mutăm la Magda, care l-a vândut de două ori pe măcelarul. Odată, când a dat declarație la poliție că el a explodat-o pe femeia aia, pe Olivia Stamate, și a doua oară, când l-a vândut pe măcelarul la Sofia Tobă, dând locația unde se află Sergiu, știind într-un fel Magda că Sergiu n-ar fi făcut asta de capul lui și probabil măcelarul a scăpat din închisoare. Deci de două ori îl vinde pe tătuțul Magda. Wow! Ce lovitură! Aș putea spune. Măcelarul așteaptă cu nerăbdare să vină Magda la întâlnire, însă apare o mașină și Sergiu vede că nimeni nu coboară din mașină, astfel încât își va trimite un om de-al său să verifice acolo ce se întâmplă. Și ce se întâmplă, vă spun eu în ultima parte a acestei emisiuni. Dar până atunci, mai am să vă zic ce s-a petrecut cu alte personaje. De exemplu, v-am zis că Irinca a plecat cu Iancu la ea acasă să ia niște lucruri pentru a le muta la tanti Luminița, în noua casă. Dar, pe drum ei s-au gândit să treacă și pe la Strâmbea să salveze. Însă, Iancu, ajuns la casa lui Mișu, unde era ținut captiv Strâmbea, nu găsește pe nimeni, pentru că a fost mai rapidă poliția care i-a săltat pe cei doi și a adus la secție. Având în vedere că n-a găsit pe nimeni, decât să se întoarcă cu mâna goală acasă, cei doi își vor continua drumul și vor merge acasă la Ilinca pentru a lua lucrurile de care are nevoie aceasta în noua casă a doamnei Luminiță. Însă, dintr-o dată, Ilinca este surprinsă de un bărbat în training care o capturează într-un fel. Acel bărbat era chiar David. Se sperie Ilinca în prima fază, dar David îi spune să nu țipe pentru că are ceva să discute neapărat cu ea. Astfel încât, pentru a rămâne singură cu David, îi spune lui Iancu să se ducă el singur cu toate lucrurile, că va veni și ea. Iancu acceptă. Și astfel rămâne Ilinca singură cu David pentru a-i asculta explicațiile, scuzele. Știe Ilinca că David e omul lui măcelarul, dar
reușește și David, într-un fel, să recunoască totul. Că este copilul de suflet al lui Macelaru, că a fost infiltrat în poliție, puncte, 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 da? Îi spune tot Ilincăi și mai spune și de faptul că Ciomag l-a furat de la părinții lui adevărați, care încă îl mai caută și în ziua de astăzi, și să îl ajute cumva să afle cine este familia lui asta, o roagă pe Ilinca David. Îi dă o adresă unde a copilărit el. Pentru că el e dat în urmărire generală și nu poate verifica de unul singur să afle mai multe detalii despre cine a locuit în respectiva casă acum 20 de ani. Și îi dă adresa Ilincăi, iar aceasta îi spune că de îndată ce va reuși să investigheze locul, va aduce toate informațiile tot aici unde s-au văzut. Și după aceea să nu mai vadă niciodată pe David. Dar o să vedeți că în episodul 13 îl va mai vedea pe David. Nu odată, ci de mai multe ori, aflând că el este dispărutul Pavel. Dar asta vom vedea noi în episodul 13, cel mai probabil, săptămâna viitoare. De asemenea, ce se mai întâmplă cu alte personaje, probabil vă întrebați. Păi uite, hai să vă spun tot eu. Mai avem decât scena în care au ajuns la un acord, chestorul general, Sebastian, și Costoiu. Și anume să-l declare pe Tudor Achim mort și pe Patricia moartă din cauza lui Tudor. Zis și făcut, se vor strânge cu toți polițiștii la o masă, într-o ședință, le va prezenta situația pentru a evita o situație nefavorabilă ce ar putea apărea în presă. Că poliția l-a scăpat pe Macelaru, Costoiu vine cu o astfel de propunere la polițiști și le spune că Macelaru nu a dispărut, ci că este ținut într-un loc foarte sigur și de fapt cel care a omorât-o pe Patricia ar fi Tudor Achim, care și el a murit după aceea. Dar se cam băteau cap în cap informațiile pe care Costoiu le dea, pentru că a zis că Tudor a murit din cauza bătăilor pe care le-au dat gardienii. Păi dacă murea din cauza bătăilor, cum ai reușit să evadeze și să o împuște pe Patricia? Deci se cam bat cap în cap acestea. Dar na, cine sunt eu să critic până la urmă? Bun. Așa, deci le-a propus chestia asta, le-a dat un acord desemnat, ei l-au semnat, toate bune și frumoase, și Tudor Achim va fi dus de Costoiu la doctor pentru a-i prescrie ceva, și anume să-l dea drept mort, și mort de ce anume, doctorul știe mai bine. În schimb, chestorul are el un plan în minte. Nu știu exact ce plan are, voi vedea și eu împreună cu dumneavoastră în episodul 13, dar are el un plan în minte, cu siguranță. Vor veni la el în birou, Brândușa împreună cu Mișu și cu Strâmbea. Pentru că i-a adus totuși la secție și pe aceștia. Lui Mișu îi prezintă vestea bombă, și anume că își cere scuze pentru că l-a crezut pe el Cârțiță, că de fapt David ar putea fi Cârțiță fiind dat în urmărire generală, și îi transmite că dacă vrea să-și dea demisia nu e nicio problemă, însă din acest moment el a rămas singurul om din brigadă, pentru că Silviu este grav rănit la spital și Patricia e moartă. Îi prezintă și lui situația, de ce Patricia e moartă și toată faza cu Tudor Achim. După care va discuta și cu Strâmbea și va spune că își cere scuze că a fost
până la urmă ținut acolo degeaba, închis, torturat degeaba, la domiciliul lui Mișu, dar ca drept răsplată ar putea să-i dea o știre bombă înaintea presei. Și anume că Tudor Achim este mort și de asemenea Patricia din brigadă este moartă. Strâmbe, aflând asta, se gândește instant la doamna Luminița, pentru că îl cunoaște pe Tudor. Vom vedea ce va face Strâmbea cu aceste informații, dacă îi va spune Ilincă, dacă îi va spune direct antiluminiței. Asta vom vedea. Însă și Tudor va trebui cumva să ia legătura cu tanti Luminița și va fi însoțit de către Costoiu, dându-i o casă unde să stea, o locație, un număr de telefon pe care doar ei să discute și să îi transmită tot pas cu pas de această dată ce se întâmplă. Să fie omul din umbră cu adevărat de data aceasta și să afle totul despre măcelarul. Dar până atunci să discute și cu mama lui, să-i transmită tot ce s-a mai întâmplat cu acest plan nebun al lui Costoiu încă din primul sezon. De asemenea, mai apare într-o secvență și Ciomar, care a reușit să o fure pe Vera și chiar dacă aceasta era adormită, el îi transmitea într-un fel că în sfârșit oare și pe ea, îl va lua cumva și pe Florinel și pe David și le va spune adevărul tuturor despre măcelarul. Și după aceea îi va râde în față lui Tătuțu că uite copiii lui. Bine v-am găsit la o nouă ediție Florentin Show. E bine, astăzi, dragilor, discutăm despre scandalul în care a fost implicată sportiva noastră Simona Halep și, de asemenea, vom discuta și despre chestia asta numită droguri. E la mod acum, adică trebuie să le evităm, trebuie să avem grijă cu ele. Zici că nici nu este toamnă. Asta pot remarca. Zici că acum începe sfârșitul verii. Ceva de genul. Senzațional. Sper că vă place și fundalul pe care l-am ales cu o distinsă plăcere astăzi, aici la Florentin Show. Și mai avem și puțin stand-up. Mai spre final. De asemenea, la început era un fel de parte de învățare. La un moment dat, așa gândisem eu structura, discutăm despre dispariția unui îndrăgit om care a dublat pentru la desene animate pentru toți copiii. Cu siguranță ați urmărit desene precum Ben 10, desene precum Curiosul George, Sofia I, ce am mai avut pe listă? Johnny Test, chiar și în Tom și Jerry, parcă la un moment dat, Garfield Show. Peste tot a fost omul acesta care, din păcate,
a fugit din această lume, a fugit în adâncul cerului, Ion Ruscuț. Ion Ruscuț, un mare actor care a dublat pentru desene animate, în special în la studioul din Oradea, Zone Studio Oradea. Probabil ați auzit de Zone Studio Oradea, la desenele produse de Minimax. Foarte, foarte șmecher omul ăsta. În Ben 10 l-a jucat pe bunicul lui Ben 10. Bunicul lui Ben, legendar. A fost, cred că, desenul animat cu cea mai mare popularitate în care a dublat Ion Ruscuț. Asta e. Actorii buni sunt greu de găsit și dispar la fel de ușor. Așa că o comparație de asta mai neobișnuită, zici că ar fi în poezii. Bun, hai să vă vorbesc acum și despre scandalul Simonei Halep. Deci urmăriți în continuare Florentin Show ca să discutăm și despre acest aspect. Și după aceea revenim aici și discutăm despre droguri. Ce frumos adie vântul. Se simte că e toamnă. Se simte că am depășit jumătatea lunii octombrie. Wow! Da. Dar zici că suntem în fundal de luna iulie-august. Senzație. Peste 30 de grade în termometre astăzi când filmez eu. Superb. Da. Hai să vă dau legătura în continuare și să vizionați dumneavoastră cum se cuvine Florentin Show. Avem discuții despre scandalul în care a fost implicată Simona Halep. Urmăriți în continuare. Sportul este un domeniu fabulos. Este un domeniu ca divertismentul pe care toți îl îndrăgim. Însă sportul în lunile precedente a suferit. Și de ce spun asta? De ce a suferit? Ei bine, a venit marele verdict pe care l-am fi așteptat cu toții, dar nu chiar în așa fel. Și anume, Simona Halep a fost suspendată din tenis pentru dopaj. Știm cu toții acest minunat subiect care tot s-a vehiculat în ultimele luni, în ultimul an, dar iată că a venit verdictul și în urma analizelor a noastră, Halep a fost vinovată. Așa a ieșit să fie vinovată a noastră Simona. Dar acum dezbatem puțin pe această tematică în cam 5-10 minute, nu vreau să vă plictisesc foarte mult cu domeniul ăsta sportului. Am mai trăit noi astfel de vremuri și prin 2000, când Andreea Răducan a fost tot așa depistată cu dopaj, dar iată că acea amintire a fost una plăcută, deoarece Andreea Răducan nu a fost suspendată din activitate, ea fiind gimnastă, pentru cei puțini care nu știau acest lucru. Dar iată că acum, după un an de zile, un an în care s-a tot analizat, s-a tot umblat la procesul ăsta al Simonei Halep, abia după un an de zile a venit răspunsul. Și noi ne putem gândi acum, băi, dacă a durat un an, înseamnă că au avut ceva de a face cu acest subiect. Au vrut să câștige oarece anume. Să câștige audiență când vine o astfel de știre, să câștige atenție când vine o astfel de știre sau ce? Sau poate nu este vinovata noastră Simona. Ei, asta este de dezbătut, dar 3 ani de suspendare sunt cam mulți, sincer, pentru o substanță care a ieșit în mililitri, în microlitri, adică nimica toată, nano, direct. Adică asta e România. Asta e România și iată că suferă sportul nostru. Și așa nu ne merge bine la fotbal, abia ne chinuim să ajungem și noi la un turneu final și iată când ne merge bine într-un sport unde aveam un număr 1 mondial acum vreo 3 ani, pac, 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 dispare și sportul ăsta de pe lista României. Tenisul în continuare merge bine, dar fără Simona ne va lipsi cu desăvârșire. S-a tot dezbătut pe subiectul ăsta, s-au luat declarații inclusiv de la părinții Simonei, care spuneau că nu vor recunoaște nimic, pentru că, vorba aia, dacă n-a comis-o, a comis-o, de ce să fie ea vinovată? Pentru greșeala altora, pentru că, în urmă cu un an,
Simona Halep a decis să lucreze cu antrenorul pe care l-a avut și Serena Williams. Un antrenor foarte bun, dar care a venit la rândul lui cu niște oameni care o supravegheau, bineînțeles, pe sportiva noastră și care îi spuneau tot ce să face prin guriță. Adică dacă medicamentul ăla e bun, dacă nu e bun, de ce nu e bun, cât să ia una alta. Dar iată, Simona a activat peste 10 ani, n-a avut nicio problemă când venea vorba de medicamente și tot felul de chestii. Un simplu medicament pentru răceală, gata, pac, te duce la dopaj. Dar cum a venit acest domn, care este și acum antrenorul Simonei, pac, dopaj. De ce oare? Păi iată, a venit Serena Williams în urmă cu o lună cu o declarație. Și a zis ceva de genul că în 2019, asta a dat de înțeles declarația ei, 7 e un număr magic, parcă, sau ceva de genul, 23 număr magic, nu mai știu exact cum a spus, dar, da, parcă 23 număr magic, pentru că ea are 22 de turnee de Grand Slam câștigate. În 2019, Simona Halep a bătut-o în finală la Wimbledon, pe a noastră Serena Williams și, pac, a supărat-o pe Serena, pentru că ăla a fost ultimul turneu de mare șlem unde a ajuns Serena atât de departe, până în marea finală, și n-a reușit să câștige. Dacă ar fi reușit să-l câștige atunci, poate acum ar fi fost cea mai bună din istoria tenisului feminin. Dar iată că nu e. Deci a deranjat așa puțin pe Serena și ce a zis ea? Păi, mi-ai luat trofeul ăsta, las că ți-o fac eu de petrecanie. Și iată cum, imediat după pandemia, a trecut Halep și de pandemia asta și cu toate nebuniile care au fost și, pac, o mică doză i-a pus capăt aproape carierei. Dar să sperăm că acum s-a dus la TAS, adică la tribunalul de arbitraj și ceva de genul, și dacă va câștiga procesul Halep, poate va primi o pedeapsă mai mică. Oricum a stat deja un an pe bară, dacă mai durează și procesul ăsta încă un an, aproape s-au făcut doi, deci nu mai ar fi atât de mult să mai stea încă unul după aceea. Să sperăm că își revine și va fi din nou în forță în turneele WTA. Asta a fost dezbaterea noastră aici, la Florentin Show. Acum dăm legătura la partea a doua. În fluturi, hai să ne ascundem că ne place nașternuturi. Ne place. Ne place nașternuturi. Normal că ne place, că de asta suntem aici. Și petrecem împreună cu imagini, parcă luate așa dintr-un album. Petrecem împreună astăzi stand-up pentru Florevelion 2024. Vreau să fac ceva inedit și sper că îmi va ieși anul ăsta. Vreau să am așa momente din toate anotimpurile și ăsta e un moment ca pentru vară spre toamnă, să zicem. Pentru că e ce trebuie. Nouă ne plac înjurăturile. Nu să le auzim, ci să le spunem. Și bă, dacă vin acum și spun ce înjurătură ți-ar place să-ți spună femeia, bateți puțin de mine. Sau o să am blura cuvântul. Bă, băiatule, bă, băiatule, bă. Da, că n-avem voie. N-avem voie să spunem nimic, nici la stand-up, nici la nimic, mă, frate, mă. Bă! Deci, zici că se rupe scaunul ăsta ca și cum se rupe pat. Dacă eu vin acum și spun că melodia da mamă e copiată după melodia mea, care-i da tată, fiți atenți cum sună. Da, tată, sunt beat. Pentru că altfel nu o pot uita și n-am nevoie de greșeala ta, nu spune că n-ai fășit așa cândva. Dar toate sunt beat, pentru că altfel nu o pot uita și n-am nevoie de bătaia ta. Cuvântul este acum în acțiunea mea. Dar toate sunt beat, pentru că altfel nu o pot uita. Ba da, o poți uita, băiatule. O poți uita pentru că nu e atât de importantă. Că dacă era importantă, nu mai scoteai melodie despre ea. Să știți că melodiile astea se scot
pentru niște regrete. Și dacă ai scos melodie, înseamnă că e un regret. Deci ai uitat-o de one aici. Da. Pupic cu limba întoarsă. Hai că am auzit-o și pe asta. Dacă nu mă uitam eu la băieții ăștia de pe... Noi mai spune, mă, măiatule, mă, mă. Mulțumesc, sinfonie. Dulce sinfonie, nu mai spune mie că îmi cânti frumos, dar și că te ceas. Pardon. Dulce sinfonie, ce spui tu mie? Îți spun să taci, că omor toate ferestrele. Uită-te, zici că s-a spart geamul, ce ai? Adică... Opa! Opa, nu mă ataca, că n-am făcut nimica. Gata. Băi, băiatule, bă. Nu mai am voie să spun nimic, mă. Nimic! Nimic. Revenim la limba întoarsă. Bă, mă uitam și eu. Stai așa că îmi faci o limbă întoarsă, o albină. Da, domnișoara, bi. Da, bi. Da, băi, bi. Bi, bi? Uolo. Așa să spun, bi, bi, adică albi, albi. Bine, bine de tot. Bine, bibi. Bine, bibișor. Limbă întoarsă, mă, băieți, mă. Dacă nu mă uitam la peștera iubirii, sau cum îi spune, n-aflam în viața vieților, 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 vieților mele. Că sărutul cel mai pasional e cu limba întoarsă. Băi, în viața mai vieților, 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 aia se folosește la papa. Pa, 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 lasă-mă papa la mare. Dar la pupici? Mai bine îl pupie, mă. E cât cu limba întoarsă. Îi pici limba așa, mă, gât. Și ajunge în esofag aproape, ce naiba? Îi afectezi laringele și nu mai poate omul să cânte. Păi de-aia se lasă de cânta așa doar, mă. A fost sărută cu limba întoarsă și a afectat laringele. Mamă, dar ați dat viteza mai tare, mă, băieți, mă, aici, mă. Nu știți că aici se filmează Flor Revelion? Ăolo, Bibi, nu mă ataca! Am întrebat 100 de motani. Ești mustăcios? Spune, cabrale! Am întrebat 100 de motani. Ce mănânc la prânz? Aoleu, Garfield! Pe tine te mănânc, bă, băiatule, bă! Am întrebat, stai așa puțin, zi tu, tu că tu știi, tu știi, tu știi, hai zi, așa, 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 zi, am întrebat 100 de motani, ce pisică începe cu litera G? Dar unde crezi tu aici? Ce facem? Parada modii? Mă! Garfield! Bravo, 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 bravo! Premiul cel mare. În valoare de 100 de brânzi. Nu? De șurici? Da, 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 de mouse. Mouse de la, de la tastatură, că și așa am găsit. 100 de mouse. Opa, mă, că-mi rup scaunul. Sacol de lui Garfield! Zi, cabralino. Zi. Unde mergem? În America Express? Nu? În Africa? Aolo! Acolo, la tine, mă, acasă, mă, băiatul, mă! Mă, că și speri, mă, aici! Mă, te-ai supărat pe mine! Te-ai supărat pe mine, cabrale! Domn prezentator Garfield, nu e așa că îmi permiteți să mai pun o întrebare? Îmi permit, normal că îmi permit.
Bun. Deci cine apasă primul? Cine apasă primul aici? Câștigă brânza, da? Da, mă? Câștigă brânza, da? Hai, pune întrebarea, Cabra. Zi. Zi, mă, ce întrebare mai e? La ce se uită românii de Revelion? Vă zic eu, la Flor Revelion 2024. Hopa, hopa, mitică. Zic Adralino. Așa, așa te-ai sculat, mă. Mă, ce s-a sculat mustața, mă. Zi, în Africa mergem, da? În Africa Express, bravo. Bun, ne mutăm în Africa. Care? Dar care? A fost echipa de la campionatul mondial 2022 care a ajuns până în semifinale. Din Africa, mă, băiatul, mă. Mă, de la tine. Hai că știi. Bă, na, nu te cred, mă, că nu știi. Știi cine a ajuns în semifinale? Zi. Nu știi. Băi, băiatul, mă. X. Asta e. Primul X, la 3 de X, te-am eliminat. Mergem tot pe domeniul Africii. Avrale, dă-mi inspirație. Bun. Nigeria sau Islanda? Ce țară se află în Africa? Ascult. Ascult! Ascult! Uite aici e buton, aici e buton, aici, da, da, aici, da? Păi apasă! Apasă! Apasă pe buton, Cabral! Apasă, mă, băiatul, mă, pe buton, mă! Hai că știi! Zi, Nigeria! Bravo! Nigeria! Corect, normal! 1-1 în momentul ăsta. Decisivă acum, da? Deci fii atent, întrebarea asta e decisivă, mă! Trebuie să o nimerești neapărat, că altfel am pierdut domeniul, ne-am dus. Ne-am dus. Domn prezentator, mai îmi permiteți? Hai, mai dați-mi timp. Hai, mai îmi dai timp? Mai îmi dai timp? Hai, că sunt la 3 întrebări aici. Mai dăm timp puțin. Cabral. Nu te culca, Cabral. Mai am o întrebare. Tot pe bun. Ce cascadă traversează Africa? Fără variante. Zim, orice cascadă, mă, băiatul. Hai, mă, zim, mă, orice cascadă, apasă aici, apasă aici, dacă știi. Nu știi. Hai, mă, mai dați-mi timp. Mai, îmi dai timp? Mai dai timp? Hai să mai pun o întrebare ca să se califice mai departe. Hai că vine acum iarna peste noi. Hai că vine a... Și trec cu moșul. Hai! Hai, măi, Garfield, mă. Mai dăm timp. Mai îmi dai timp? Nu mai îmi dai timp. Asta îmi pare rău, Cabrale. Ești eliminat. L-am speriat. Aolea. L-am speriat. L-am speriat, mă, băiatul ăsta. Hai că facem jocul scaunelor cu Garfield acum. Hai. Hai, la 100 de... motani. Hai, jocul cu scaunele. Trebuie să mă învârt. Hai, învârtă-te, mă, și tu, mă. Nu sta tu pe scaun, că nu-i corect așa. Trebuie să te învârți și tu. Hai, învârtă-te. Învârtă-te cu aici, pe sus, că ești mai deștept. Hai, fă o cascadorie de-aia. Așa, așa. Așa, cascadorie, așa. Așa, 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 așa. Cum se fură locul. V-am învățat cum se fură locul. Ia uite. Ia uite-l, că nici nu știe săracul. Băi, te-am furat, mă. Ți-a furat locul. Am câștigat concurs, mă, Garfield, mă, eu sunt nou prezentator. Florentino, în atenția dumneavoastră, alături de Garfield Show. Stai, 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 nu mă ataca. Nu mă ataca, așa, 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 așa. Încet, încet, încet. Încet, că tu ești deștept. Tu ești deștept, bravo. Garfield Show la Flor Revelion 2020. Ăsta e momentul meu. Bine v-am regăsit.
Da, ce m-am luptat, aoleu, aoleu, cu Garfield și cu Cabralina și cu toți. Ce m-am luptat pentru scaunul campionului, aoleu. Ce m-am luptat, stai acolo. Nu te opune. Eu sunt campion, stai că mă atacă Bibi acum. Gata, eu sunt campionul. Și vă vorbesc despre cuvântul ăsta, nici nu prea îmi place mie să-l pronunț, droguri. Da, deci noi suntem consumatori așa în mare parte, într-un fel chiar și informația, după cum veți vedea în următoarele momente, când vom avea un moment de stand-up despre informații, chiar și informația consumată în exces poate să fie un drog. Dar noi trebuie să știm să consumăm cu pătat. Chiar și banii reprezintă un drog. Dacă tu ești dependent de ei, gata. Reprezintă drog, dar fără să ne dăm seama. Banul trebuie să-l folosim așa, într-un fel de ajutor, să ne ajutăm atât pe noi cât și pe semenii noștri, adică noi cumpărând de la magazin, dăm bani și banii aceia ajung la alți oameni, adică ne ajutăm semenii într-un fel. Noi, dacă mergem de asemenea la magazin, dăm bani și ne ajutăm și pe noi, pentru că ne satisfacem nevoia de mâncare, de hrană. Deci, nu devine o dependență, dar dacă mergem la magazin și cumpărăm două telefoane, un laptop, o consolă de gaming și peste o lună iar mergem la magazin, cumpărăm un telefon, un televizor, o boxă. Păi gata, devine dependență și banul devine drog. Deci trebuie să ne dăm seama cum să utilizăm moneda pentru a nu deveni drog și pentru a fi o simplă ustensilă prin care noi să ne facem viața mai ușoară. De asemenea, și pastilele astea sunt droguri. Da? Să nu uităm, cânepa, acum vreo 100 de ani, era cultivată de oameni pentru a-și satisface nevoile, adică să-și hrănească animalele sau să facă bani cu ea, efectiv, să vândă recolta sau să ajute mediul respectiv ca să se dezvolte terenul arabil. Dar acum, mă atacă iar de vin, cânepa, dacă o folosești, este iarbă și este considerată drog. De ce? Pentru că oamenii au devenit dependenți de chestia asta, nu mai se mulțumesc cu puțin. S-au apucat să și mănânce, să consume cânepa, de parcă noi am devenit animale iarăși. Nu e bine? De asemenea, cu medicamentele. Iei un medicament că te doare mânuța, te doare piciorușul, te doare nu știu ce. Și-l iei. Chiar dacă nu te doare îngrozitor astfel încât să nu poți să stai fără, dar tu-l iei. Sau te simți puțin răcit, ai temperatură 37,1 și zici că gata, mă, am temperatură, iau și eu un Nurofen. Păi dacă iei Nurofen la 37,1 și iei Nurofen și la 39,1, Nurofenul ăla nu își va mai face niciun efect la 39,1. Și îl vei lua într-una. Adică îl iei și la 37,1, îl iei și la 37,2, și la 3, și la 8, îl iei într-una. Devine dependență, deci se transformă acel medicament care în mod normal ar trebui să te vindece, culmea, te rănește mai degrabă, pentru că se transformă în drog. Na, belea. Problema e că oamenii ăștia care consumăm și sunt consumatori veritabili, acum se zice un cuvânt ăsta urât, rău de tot, drogați, între ghilimele de rigoare. Oamenii ăștia, problema e că mai fac și fapte nefăcute. Bă, dacă știi că ești consumator veritabil și ți-ai satisfăcut toate nevoile, plăcerile și tot ce ai avut în chef, bă, nu mai implica în activitățile tale și pe alți oameni, că s-ar putea să-i rănești. Adică dacă te urci drogat la volan, există 90% șanse să faci un accident. Fie să te accidentezi tu și astfel ți-ai rănit un semen, adică pe tine însuți, fie să accidentezi pe altcineva și astfel tot iarăși rănești un semen, adică pe alt om. Na, na berea. Na că vine și iarna aici, la noi. Gata. Păi ce, am crezut că suntem într-o toamnă văratică? Nici de cum, suntem într-o toamnă iernatică. Da. Deci asta e problema. Și problema și mai mare este că legea din România permite acest lucru. Adică faci o infracțiune și nu ești taxat pe măsură. Păi dacă ai făcut o infracțiune și ai omorât pe cineva, în mod normal ar trebui să... Hai, că sunt rău acum, adică ar zice, bă, ăsta e nebun. Dacă ai omorât pe cineva, înseamnă că te-ai omorât pe tine însuți, într-un fel. Deci ar trebui să te omori și tu. Na, na, belea.
În America de obicei așa cam se face. Sau îți dă închisoare pe viața ta și la închisoarea aia nu prea ești ca în România, zici că ești la hotel la români. Problema e legile la noi. Legile sunt făcute ca să fie încălcate, cică. Mare dreptate au politicieni, că și ele încalcă. Problema e că dacă suntem într-un mediu de ăsta instabil, extraordinar. Na. Omul merge cu 100 la oră când eu am acelea în cartier, limită de viteză, 40 de km pe oră. Na, belea! Ați văzut cum s-a dus. Dacă eram nenea polițai, gata, îi luam carnetul, că a depășit cu peste 50. Ați văzut? Na, pe viu, direct. Nu mai ai voie nici să filmezi nimic, că se merge cu viteză de, zici că se duce, pierde trenul. Se duce în America acum, mâine, vrea să se ducă să-l susțină pe Donald Trump. Și n-ai mă, unde se grăbea cu viteza aia? Ați văzut? Așa sunt oamenii. Grăbiți. Dependenți de viteză. Și viteza și mașina reprezintă un drog uneori. Ești dependent de viteză. Îi dai mai tare ca să simți vibe-ul ăla bun. Greșit. Bine e că presa s-a implicat în chestiuța asta cu drogurile și acum cam toți șoferii care se urcă beți / drogați la volan, aproape că o au de suferit toți. Fie cu dosar penal, fie cu carnetul luat, fie cu pușcărie, în cel mai dur caz pentru ei. Așa trebuia să fie de la bun început. Pentru că dacă îți rănești un om, e ca și cum te-ai răni pe tine sau ți-ai răni o persoană foarte apropiată, o persoană dragă ție. Deci, gândiți-vă mai bine înainte să faceți activități, că de-aia avem noi acest neuron, sau mai mulți neuroni, depinde, poate unii au doar un neuron. Ei, eu nu sunt categoria, am mai mulți probabil. Că de asta și dezbat teme de-astea de zici că ar fi apocaliptice și n-ar avea niciun interes și că nu ne interesează pe noi românii să auzim chestii de-astea. Da, că eu am mai mulți neuroni și am înnebunit, mi-au sărit neuronii de la locul cu pricina și trebuie să fie amendați neuronii ăștia și sunt amendați prin vorbă lungă pe YouTube. Simplu. Deci, gândiți-vă mai bine înainte să faceți o acțiune, că s-ar putea ca acea acțiune pe care o practicați să nu fie tocmai una la care v-ați fi așteptat să se ducă ea cu trenul. Cam asta e dezbaterea mea, n-are rost să intru în mai multe detalii, că așa dezbat până în 2024 și acum vine Flo Revelion. Deci, n-a avut chiar 100, dar vreo 80-90 după cum s-a mișcat. Altul care a depășit aproape cu 50 viteza. Altul care pierdea carnetul. Asta e. Nici încheierea nu pot să o fac aici. Da, în aer liber e frumos. Respirați aer curat. Faceți acțiuni curate și gândite cu cap, nu la mișto, doar să fie făcute. Vă las cu bine și vă mulțumesc pentru vizionare și atenția acordată. Mai vedeți în continuare niște stand-up, ca să vă și distrez puțin. Ne auzim cu bine data viitoare la Flo Rentin Show. Ăsta a mers legal, 40 la oră. Mai ușor, Dinamo, că îl sperii pe Garfield, cuțul. Garfield. Îl mai știi pe Woody? Woody te latră acum. Dar tu nu, tu ești un băiat de știu și nu te sperii. E așa creatură cum este Woody, zis și Dinamo astăzi. Dinamo! Nu ascultă. Garfield, am nevoie de tine. Am nevoie de tine, am nevoie de dragoste. Uite, du-te acolo frumos, la Nermal. A tăcut și Dinamo. Excelent. Că
dacă n-ar fi tăcut, rău i-ar fi părut. Mă, Dinamo, iau strugurele și arunc după tine. Cine te crezi? N-ai rușine? Zi-mă, gata. Bravo! Bravo, băiatule, zi-o acum aici la cameră. 1-1. 1, bravo, mă! Ai zis frumos, excelent! 1-1 egal 1, da? Bravo! Excelent. Hai să vină, mi-am întâlnit și eu. Zi la cameră, stai cu el. Nu, băiatul, mă, garfi, mă. 2? Ori 2? Zi! 2 ori 2? Știi cât e 2 ori 2? Nu o știu. Păi și ceasca e o limbă grea, dacă te las în față, gata. 22! Știi de ce? Păi, așa, dacă 2 ori 2 egal 22, băi, atunci 1 ori 1 egal 11. Dar vreau să vă demonstrez că nu doar matematica este o limbă grea. Ăștia au spus că informatica e matematică. Și hai să demonstrăm că nu e așa. Păi, în informatică, o informație, o frunză în cazul de față, plus o altă frunză, egal tot o frunză. Deci, 1 plus 1 egal cu 1 în informatică. Pentru că dacă adunăm informațiile, obținem mai multe informații. Dar care egal tot un fel de set de informații. Garfield, unde fugi tu, băiatule? Ce credeai că acolo e informații? Informații? Ce informație, mă? Nu, urâtule, mă. Fugi. Așa. Informațiile. 1 plus 1 egal 1. Informații. Dar nu doar informatica este problema noastră aici. Problema noastră este că dacă matematica ar vorbi, eu nu aș mai sta să ascult acum mașinile cum trec. Și fiți atenți că mai vă spun una. Da. Trebuie să o rețineți pe asta, că e mișto rău de tot. Deci, stai așa că trebuie să îmi iau serviciul în primire. Oamenii care fac arte ajung la greu. Pentru că nu-ți garantează cartea că vei avea succes. De asta ai nevoie de Tarzan. Tarzane, spune băiatule. E bine. Să iau acest Tom Baron. Nu-i bine? De ce? Aha. Mă, Tarzane, cine te crezi tu? Ai venit de peste mări să cutreier două țări. Ai venit la mine. Mă știi? Știu bine. Tarzane. Știi cine-s eu? Bă! Știi cine-s eu? Eu sunt Florentino. Dar astăzi, plec. Te las cu bine. Nu-și cer nimic. Nu vreau nimic. Cât m-ai mințit? Vreau să te uit. De dorul tău ne-am despărțit. Informația. Am și uitat de asta. Stai, Garfield, că mă mănâncă și pe mine lăbuța ca pe tine. Informația
e prețioasă, dar și misterioasă. Că Tarzan mi-a șoptit și eu de grabă am venit. Dacă înveți informație și nu știi să o interpretezi, ajunge aici. Poți să fii tu number one. Poți să fii tu cel mai șmecher din parcare olimpic internațional la matematică. Dar dacă nu știi să interpretezi informațiile și calculele, ajunge aici, la coșul de gunoi. Așa suntem noi învățați. Peste tot. Mi se bagă pe urechi ca și cum am fi un ac. Se bagă pe urechile acului. Informații. Peste tot unde mergem. Noi dacă nu știm să asimilăm acele informații, să le interpretăm, știți unde ajung acele informații? La coșul de gunoi. Vreți să ajungeți la coșul de gunoi? Cu siguranță nu. Dar vreau să mai vă zic ceva tare. În contabilitate, unu nu este egal cu 1. Și o să vă și explic de ce. Pentru că 3 egal cu 6. Dacă 3 egal cu 6, cum să fie 1 egal cu 1? 301 egal cu 601. Măi, mai dă un colo de treabă. Păi eu am învățat. Poate n-am învățat bine și de-aia am ajuns acum să duc. Eu am învățat. În clasa 1. Acolo când se învață inegalități de-astea. Și când, nu în clasa 1, hai să zic, în clasa 2. Na, gata, la destinație. Și am învățat. 3 egal 3. Nu 3 egal cu 6. În cazul de față, 301 nu este egal cu 601. 301 este mai mic decât 601. Semnul ăla, săgețica aia, așa, cum se face, așa. Cred că am pus-o bine pentru voi. Sau la voi e mai mare. Hai că o punem invers. Bă, mai dau încolo de treabă. 301 egal cu 601. A zis părintele contabilității. Și o vin și spun. În 2024, aproape că acum ne despar câteva ore de chestia asta. Că 301 e mai mic decât 601. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că matematica nu mai e tot una cu contabilitatea. Revenim mai devreme. Matematica nu e tot una cu informatică. Dar toată lumea zice, bă, te-ai dus la matematică, informatică, înseamnă că faci matematică. Greșit! Greșit! Faci atât și matematică, și informatică. Asimilezi informații și te duci să le interpretezi și să obții informații contabile. Cea! Și acum stai frumos rău de tot. Zi tu, Tarzane, n-am zis-o bine, mă. Nu mai mă bagi în seamă nici doar. Tarzane! Tarzane! Zi-mă! Ce frică de mine! Să-ți fie! Să-ți fie că eu te-am învățat! Te-am învățat matematica astăzi, Tarzane! Bă! Vreau-ți! Și-am încălecat poșa. Și v-am spus-o și pe asta. Și am încărecat pe o găină și vă spun că n-am nicio vină. Tarzane! Tarzane! Mă atacă, Tarzane! Tarzane peste tot. Că nici nu mai am loc. Facă fug. Gata, mă duc. Vă mulțumesc!